Eu cred că principala încercare a poporului român este să se regăsească pe sine, să creadă un pic în valorile lui. Nu avem nevoie să importăm neapărat valori. Sunt valori care merită importate, fără doar și poate. Dar e bine să ne aducem aminte, postul e și o perioadă de reafirmare a unor virtuți care păreau pierdute în poporul român. M-am uitat, oamenii s-au așezat pe postit cu seninătate, discreție și mai cu seamă, fără niciun fel de încrâncenare. Asta e mare lucru în ziua de astăzi. Sunt valori care merită reactualizate. Adică identitatea noastră este ortodoxă, iar Brâncuș, în cumițenia pământului, acolo unde o Evă nevinovată își cere iertare pentru cădere, e important să o recuperăm așa cum este. Poate că oboseala arogantă este unul dintre cele mai mari păcate care ne paște și că uneori suntem prea ușor dispuși să lăsăm armele jos, chiar împotriva propriei noastre demnități. Dumneavoastră, dacă ar fi acum să vă spovediți public românilor, ce le-ar spune? Ei, să nu creadă în oameni, să creadă în Dumnezeu, să aibă nevoie de oamenii care se apropie de Dumnezeu și să nu așeze alei de cruci răstignitoare de-a dreapta și de-a stânga niciunui om. Fiecare om știe măsura, știe capacitatea de lucru, știe posibilitatea de a răspunde provocărilor vieții. E important să înțelegem asta. Nu suntem decât oameni și asta e foarte bine. Noastră, de fapt, cum l-ați găsit pe Dumnezeu? Cum ați devenit preot? E un dar al lui Dumnezeu, ca toate darurile primite în viață. E un excurs sufletesc de ani de zile. Probabil că puștiul care se dorea la liceul militar a constatat că există haine la fel de preț ca și vestonul militar. A fost întâlnirea cu niște oameni minunați într-un sat din Oltenia. Eu sunt un ardelean convertit de olteni, cu alte cuvinte, m-a smerit Dumnezeu până la capăt. În satul de naștere al cumnatului meu, Fârtățești, Dozești, Cățet, unde se cântau de 7 ori Prohodul Mântuitorului în Vinea Mare, pentru că erau 7 biserici, m-am întâlnit acolo cu oameni care își doreau real să se întâlnească cu Dumnezeu. În modul lor așa criticat astăzi de elitele de protipendat ale culturii românești, în modul acela real în care își vorbeau unii altora ca niște oameni candidați la înviere. Și apoi, timp de 2 ani, a 10-a, 11-a, 12-a, 3 ani, am visat în continuu să fac seminarul. Am terminat liceul de chimie fizică, am sperat să fac medicina. Unii mi-au scris într-un comentariu că povesteam despre asta că, vezi, bă, te-ai ratat în toate celelalte și te-ai făcut popă. Nu m-am ratat în nimic din ce am făcut, ci preoția vine ca o încununare a tuturor acestor eforturi de a înțelege pe oameni. E un mod absolut remarcabil de a fi pus de Dumnezeu la dispoziția oamenilor. Cum vă percep colegii dumneavoastră, prelați? Păi fiecare mă percepe cum poate. El m-a impresionat, o spus a unui prieten foarte apropiat și azi noi care te iubim foarte tare te invidiem. Deci e un moment de cumpănă pentru mine pentru că va trebui să mă descurc în continuare cu starea mea de preot, nu cu starea, nu există o stare de vedetă pentru mine. Sunt un simplu preot din voia lui Dumnezeu așezat pe sticlă, dar sigur va veni vremea în care mă retrag și nu uit motoul pentru care am pornit mai departe, să te ferească Dumnezeu de palmele care te aplaudă. Am în conștiința mea această dimensiune, nu fac decât să slujesc Evanghelia lui Hristos într-un alt spațiu decât spațiul obișnuit al amvonului. Vă gândiți să vă retrageți curând? Asta voia lui Dumnezeu va fi. Voia lui Dumnezeu, pentru că în general, așa cum există o creștere a valului de simpatie, poate există o stagnare și apoi o retragere. Aș vrea să mă retrag din timp. Și în general sunt un om retras, nu sunt un om foarte expansiv. Nu locuiesc în mijlocul unei străzi, locuiesc într-o casă foarte retras și sunt foarte bine acoperit de prieteni care știu cum să mă protejeze de oboseală. Și am spus că o fericire definită nu mai e fericire. Sunt pe cale. Sunt pe cale. Mă simt un om foarte iubit, foarte apreciat de soție, de copii, de mama, de sora mea, de prietenii mei, de cumnatul meu, de oamenii din jur. Uneori înjurat, îmi place și asta când îi văd că mă înjură, că spun câte una, îmi crește inima, pentru că îmi dau seama că măcar am schimbat ceva în ei. Dar mă simt un om liniștit, cu minte. Și oricum, mi-e drag de Dumnezeu, asta e lucrul cel mai important. Funcția mea fundamentală de bufon, Cu cred că îi ghilimele, nu? ajută. Nici o ghilimele, așa sunt eu, n-am ce să fac. M-am încercat să fiu mai sobru, mi iese câteodată când scriu sau când mă rog, sunt foarte sobru din acest punct de vedere, dar îi văd pe oameni foarte triști, foarte preocupați de ziua de mâine. Și lumea o să spună că le ofer doar zâmbete. Nu, adevărul e că muncesc foarte mult și în teritoriul asistenței sociale, dar nu pot să iau după mine clădiri, nu pot să iau după mine atestate, să-mi pun pe mine tricouri cu ce muncesc. Dar pot să spun că cea mai importantă funcție pe care o are la ora actuală omul de lângă noi astăzi este să te bine dispună, să nu te lase trist, dezmierdat de deznădejde. E foarte periculos prin ce trecem. Iar biserica nu trebuie să fie vocală. Biserica e biserică, ea nu are nevoie de vocalize ca să fie ascultată.
gălăgia din jur chiar ar putea fi asanată de tăcerea bisericii. Se poate compara patriarhul Daniel cu papa Există o boală a comparării, de ei se naște invidia. Părinte Savatie Baștovoi spune asta, că atunci când începi, ca să poți să faci niște oameni să se invidieze, începi să-i compari. Eu nu mi-aș permite acest lucru, sunt o grămadă de alte calități care îl marchează pe patriarh, altă grămadă de calități care îl marchează pe papă, fiecare cu talentul lui, fiecare cu misiunea pentru care Dumnezeu l-a trimis în lume. Eu cred că nici papei Francis nu-i convine când scriu unii despre el împotriva unui patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Pentru că la cât l-am citit, la cât l-am văzut, la cât îl citesc din media, e un om care nu se compare, un om care se compare cu Hristos. Și aici e mult mai important decât orice. Părinte, cum ar trebui noi să ne rugăm la Dumnezeu? Cu simplitate. Cred că rugăciunea este un exercițiu de simplificare al vieții noastre cotidiene. Suntem prea complicați în ce facem. Rugăciunea e mai șatcart, așa, mai e mai scurtă și e întotdeauna foarte obiectivă. Ea trebuie să fie sinceră. Nu ceri loc de muncă în speranța că vei câștiga bani. Îi spui, dacă ai nevoie de o finanță, îi spui direct la asta. Dar mie mi se pare că l-am redus pe Dumnezeu prea mult la un fel de angajat al nostru. E o cale pe care Dumnezeu ți-o trasează înainte și spune, vină către mine, veniți la mine și noi tot mergem cu spatele, știi? Deci ni se trage nouă dezorientarea. La Dumnezeu nu mergi cu spate, trebuie să mergi față către față. Asta e foarte important. Și să-L urmezi îndeaproape. Are o tehnică a Lui de pedagogie. E un trainer remarcabil Dumnezeu. Cum vedeți toate postările astea pe social media de Paști, o avalanșă de postări cu ouă, cu pască, cu... Mai e semnul oamenilor că mai și mâncăm, nu trăim numai din spirit, că suntem și ascetici, nu doar mistici, pentru că a mânca de Paști e formă de asceză. Există un canon care interzice să postim duminica după înviere. Interzice. Asta arată că biserica are această capacitate de a spune că există. Așa cum este o asceză foarte strictă, există și o asceză a bucuriei, un dar al bucuriei în postire. În postirea de după post, care, pentru că postul nu se încheie niciodată. E un echilibru dat de modul acesta de a mânca. Să le spunem oamenilor că va conta foarte mult învierea de fiecare dată. Că în ciuda tuturor aparențelor, Hristos a înviat. Chiar dacă l-ascundem sub zgura zilelor care vin și l-ascundem în preocupări care nu au întotdeauna relație cu Dumnezeu. Eu cred fundamental că Hristos a înviat.